Recunoștința pentru binele primit Disciplina religie, cultul ortodox, clasa a șasea Să descoperim împreună câteva cuvinte înțelepte despre recunoștință. Vom călători prin Sfânta Scriptură și prin folclorul mai multor țări, prin proverbele și maximele lor. Fericirea de lungă durată nu vine dintr-un mulțumesc spus întâmplător, doar câteodată, ocazional, ci dintr-o atitudine plină de recunoștință. Această atitudine ne ferește de invidie, de sentimentul că nouă ni se cuvine totul. Sfântul Apostol Pavel spune, fiți mulțumitori și noi mulțumim lui Dumnezeu neîncetat. Un proverb estonian spune, Cine nu mulțumește pentru puțin, nu va mulțumi nici pentru mult. Când ne exprimăm recunoștința în mod sincer, fie pentru vreun cadou, fie pentru vreun sfat sau vreun ajutor, îl facem pe cel care ni l-a dat să se simtă valoros, să știe că îl apreciem. Cuvântul mulțumesc e printre primele cuvinte pe care le învață copilul și printre ultimele pe care le rostește un om bătrân, spune o maximă românească. Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu într-Hristos Iisus pentru voi. Scrie în Biblie. Putem să ne exprimăm recunoștința și față de persoane străine atunci când le mulțumim pentru ajutorul primit, de exemplu că ne-a ținut ușa deschisă sau să mulțumim profesorului nostru pentru ce ne-a învățat. Sfântul Apostol Pavel ne învață că suntem datori să ne mulțumim întotdeauna sau pururea lui Dumnezeu atunci când vedem iubirea dintre oameni. Un proverb românesc spune, Recunoștința este temeiul dragostei omenești. Copilul care își cinstește părinții cu fapta și cu cuvântul este ajutat de Dumnezeu ori de câte ori are nevoie. Un proverb românesc spune, cea mai urâtă lipsă de recunoștință este aceea a copiilor față de părinții lor. Sfântul Apostol Pavel ne învață să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Un proverb românesc spune, dacă ai dat, uită, dacă ai luat, pomenește sau mulțumește. Sfântul Apostol Pavel ne arată că uneori oamenii uită să-i mulțumească lui Dumnezeu, fiindcă gândurile și inima lor este întunecată. Noi trebuie să fim recunoscători chiar și pentru cel mai mic ajutor. Dumnezeu ne dăruiește multe lucruri importante din viața noastră. Regele David, în Psalmi, se întreabă: Cu ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Noi, românii, prin proverbe, spunem: Dacă nu poți răsplăti binele ce ți s-a făcut, Spune măcar o mulțumire. Când poporul ales lucra la templul lui Solomon, cântau pe rând lăudați și slăviți pe Domnul că este bun, că în veac este mila lui. Un proverb arab spune: recunoștința îmbracă trei forme: un sentiment din adâncul inimii, o expresie de mulțumire și un dar întors. Putem fi recunoscători, deci, atunci când simțim recunoștința în inima noastră, apoi ne o exprimăm prin cuvinte sau cântece, dar și printr-un gest frumos sau un dar. Într-o zi, când Mântuitorul a vindecat zecele leproși, doar unul s-a întors ca să-i mulțumească. Atunci el a întrebat: Oare nu zece s-au curățit, adică s-au făcut sănătoși? Dar cei nouă unde sunt? Uneori, oamenii uită să mulțumească, de aceea, în popor se spune, recunoștința este o floare rară. Identificați cuvintele importante din lecția de azi. Căutați citate celebre despre recunoștință scrise de sfinți.